Blah, 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 blah. Salut! Sunt Luca Dezmir și îți prezint un nou episod din Bitcoin, mituri, capcane și pericole. Dacă nu ai văzut episoadele anterioare, le poți viziona folosind link-urile de mai jos. Astăzi voi vorbi despre o capcană necruțătoare atunci când vine vorba de Bitcoin. Capcana neglijenței atunci când deții Bitcoin. Capcana neglijenței are toate caracteristicile unei capcane. Ea stă armată, gata să te prindă în strânsoarea ei, necruțătoare. Nu o vezi, pentru că neglijența se amestecă la oaltă cu celelalte defecte pe care le ai. E o capcană pe care ți-o întind singur și de care vei suferi cu atât mai mult cu cât ai cumpărat mai mulți Bitcoin. Capcana neglijenței provine din faptul că Bitcoin este o monedă virtuală. El este ținut într-un portofel care are două chei, una publică și una privată. Cheia publică te ajută să primești bani, iar cheia privată te ajută să controlezi banii din portofel. Ca să înțelegi mai bine, voi face o analogie. Cheia publică este asemeni numărului de cont bancar pe care îl dai cuiva ca să-ți trimită bani. Cine cunoaște numărul contului bancar nu poate decât să trimită bani în acel cont. Cheia privată este asemenea PIN-ului de la cardul de debit. Dacă ai cardul și PIN-ul, poți scoate banii din cont. Când ai un cont bancar și pierzi PIN-ul, nu e nicio tragedie. Poți merge la bancă și poți cere un alt PIN. În schimb, dacă ai pierdut cheia privată, ai pierdut toți bitcoinii pentru totdeauna. N-auzi că am pierdut 6 milioane, țurile, asta e. Aolo! Bă, da prost ești, mă! Bă, da prost ești, mă! În lipsa cheii private, nu poți transfera bitcoin din portofel. Portofelul este închis pentru totdeauna, chiar dacă știi cheia lui publică. Aici intervine neglijența. Din neglijență poți pierde cheia privată în mai multe feluri. O poți pierde pur și simplu dacă ea e scrisă pe o hârtie. Hârtia se poate distruge, de exemplu, prin foc. Mai mult, cheia privată poate să cadă pe mâinile cuiva, fie prin neglijența ta, fie prin furt online. Chiar și în cadrul furtului online, de către un hacker, tot tu ești de vină, pentru că din neglijență nu ți-ai luat toate măsurile de prevedere pentru a proteja cheia privată. Ca să înțelegi gravitatea neglijenței, îți spun povestea adevărată lui James Howells, un lucrător din domeniul IT din Marea Britanie. În 2009, chiar imediat după apariția Bitcoinului, James a început să mineze Bitcoin cu laptopul său personal. A făcut acest lucru până în 2013, când a demontat laptopul și l-a vândut pe eBay. A ținut hard discul unde se găseau cei 7500 de bitcoin pe care îi minase în această perioadă. În schimb, din neglijență, în timp ce făcea o curățenie generală în casă, a aruncat hard discul la gunoi. Astfel s-au pierdut bitcoinii minați. Astăzi valoarea lor ar fi de 170 de milioane de dolari. După câțiva ani, și-a amintit de hard disk, dar timpul trecuse, iar în groapa de gunoi se adunaseră între timp 150.000 de tone de gunoi. James a încercat să obțină o aprobare ca să caute hard discul, dar primăria l-a refuzat. Cum spuneam, atunci când ai pierdut cheia privată, indiferent de modul prin care o faci, banii sunt pierduți pentru totdeauna. Acest lucru îi sperie pe mulți oameni și îi face să nu folosească Bitcoin. Adevărul este că poți preveni această catastrofă prin câteva metode simple. Iată câteva dintre ele. Fă copii ale cheii private și pune-le în mai multe locații diferite. În acest fel, dacă o cheie se distruge accidental, vei avea o altă cheie. 2. Criptează cheia privată. În acest fel, dacă cheia privată ajunge pe mâinile unei persoane, nu va putea să o folosească. 3. Atunci când utilizezi cheia privată online, folosește un VPN, un server virtual privat, ca să protejezi fluxul de date sau, mai bine, folosește un portofel hardware care ține ascunsă cheia privată. 4. Cel mai important, vindecă-te de neglijență dacă ai acest defect. Sunt Luca Dezmir și te invit să vizionezi următorul episod în care voi vorbi despre pericolele care apar în timpul tranzacțiilor cu Bitcoin. Până atunci, dacă ți-a plăcut acest episod, dă un like și un share la acest video, abonează-te la canalul meu de YouTube și apasă pe clopoțel ca să afli imediat de noul episod din seria Bitcoin, mituri, capcane și pericole.